Înalt preasfinția voastră, arhiepiscop și metropolita Andrei, practicioși și părinții până slujitori, preoți și diaconi, iubiți frați și surori în Hristos. Suntem aici din Africa. Și ce frumos este că astăzi l-am celebrat și l-am pomenit pe un sfânt care a trăit de asemenea în Africa. Este o conexiune, legătură specială în acest sens. Suntem aici de aproape două săptămâni. Am săvârșit două sfinte liturghii împreună cu înaltul preasfințitul Andrei. Și vreau să vă mulțumesc înalt preasfințitul voastră pentru că este ceva ceea ce ați însămânțat în inima mea. Dragostea dumneavoastră, răbdarea dumneavoastră și smerenia dumneavoastră. Sunteți dumneavoastră cel care din această dragoste ați făcut legătură între România și Africa. Iar aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Și este rugăciunea mea ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în prezenția voastră, să vă țineți sănătos pentru mulți și mulți ani. Așa încât să puteți continua să vă jertfiți dumneavoastră să vă jertfiți pentru Biserica lui Hristos într-un mod fără egoism. Da. Ne vom întoarce în Kenya luni. Și vom duce cu multe în inima noastră. Dragostea pe care ne-ați oferit-o, binecuvântările pe care ne le-ați oferit, iar singurul dar pe care noi putem să vi-l oferim este faptul că ne vom ruga pentru dumneavoastră. Și ne vom ruga ca această legătură să continue pentru totdeauna. Astfel încât și dumneavoastră să puteți veni să vedeți lucrurile pe care le facem. Vă invităm să veniți în Kenya. Să veniți să vedeți ce face Dumnezeu și acolo. Ultimul cuvânt pe care vreau să-l adresez este să vă încurajez să nu renunțați în tot binele pe care îl faceți în numele lui Dumnezeu. Observ că sunteți construiți o biserică. Nu renunțați la acest lucru și dăruiți mai departe, continuați ceea ce este bun pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu, într-un mod tainic, vă va binecuvânta pe dumneavoastră. Să nu renunțăm așadar. Să fim puternici și curajoși, la fel cum a fost Sfântul Mina. Și să spunem nu lucrurilor lumești. La fel cum Sfântul a spus nu în momentul în care au fost îndemnați să se închine idolilor. Este așa de multă idolatrie în această lume. Și sunt foarte multe lucruri pe care lumea ni le oferă pentru a fi venerate. Însă sunt iarăși foarte multe lucruri pe care Dumnezeu ne le dă nouă pentru a-L iubi.
Însă nu sunt, celelalte lucruri nu sunt reale. Ceea ce este real este doar dragostea pe care trebuie să o adresăm, să o dăm lui Hristos, lui Dumnezeu. Ceea ce este real este Hristos însuși, care a iubit atât de mult lumea încât a dat pe Fiul Său cel unul născut. Ca tot ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta este ceea ce noi cu toții căutăm. Să fim împreună cu Hristos, în comunie cu Hristos, pentru a avea viață fără de sfârșit. Iubiți frații Hristos, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să fie cu dumneavoastră. Și rugați-vă pentru noi, la fel cum și noi ne rugăm pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc în prezenția voastră. Mulțumesc.